Nimeni nu s-a gândit acum 20 de ani cum se va schimba televiziunea și cum vom avea acces la mii de seriale și filme pe care le putem urmări oricând, pe televizor, pe laptop sau pe telefonul mobil. Netflix este compania care a revoluționat această industrie și care a pavat drumul pe care alte companii ca Disney+, HBO, Apple TV, Amazon Prime sau Hulu încearcă acum să calce. În următoarele minute vă voi prezenta 15 lucruri interesante despre Netflix, care vă vor arăta cât de uriașă este această companie care practic definește în 2020 termenul de televiziune. Și înainte să începem, puteți apăsa butonul de subscribe și clopoțelul pentru a vă abona și pentru a primi notificări atunci când postăm un nou video. Așa că dacă aveți chef de Netflix în chill, apăsați butonul de like și haideți să începem! 1. Jumătate din cuplurile care urmăresc Netflix sunt infidele. 46% din cuplurile care folosesc Netflix nu sunt fidele atunci când vine vorba de urmărirea serialelor împreună. Se pare că multe persoane nu au răbdare să poată urmări următorul episod cu iubitul sau cu iubita și aceștia de multe ori se uită singuri și când vine partenerul, de exemplu, acasă, se prefac că nu au văzut acel episod pentru a se uita împreună. Persoanele care își înșeală, să zicem așa, partenerii, fac atunci când aceștia sunt la servici, dorm sau sunt plecați din oraș. Și când vine vorba de seriale preferate de cuplurile infidele, cele mai urmărite ar fi Stranger Things, Narcos, Orange is the New Black, The Witcher și Black Mirror. 2. Eclipsa de soare a afectat platforma Netflix. A fost nevoie de un eveniment astronomic pentru a ține spectatorii departe de platforma Netflix. În august 2017, în timpul eclipsei solare, Netflix a înregistrat o scădere cu 10% a numărului de spectatori. Compania chiar a postat și un mesaj pe Twitter legat de acest incident, iar un incident asemănător a avut loc în 2014, atunci când în timpul celebrului Super Bowl, numărul de spectatori Netflix a scăzut cu 20% pe parcursul meciului. 3. Blockbuster este de vină pentru apariția serviciului Netflix. Fondatorul platformei Netflix, Reed Hastings, a povestit că ideea a pornit după ce Blockbuster, cea mai mare companie de închiriere de filme video și DVD-uri, l-a taxat suplimentar cu $40 pentru că a întârziat cu returnarea filmului Apollo 13. Astfel, acesta s-a gândit la ideea unei platforme care să ofere serviciile celor de la Blockbuster, dar internetul să ofere o variantă mult mai confortabilă pentru abonat în procesul de accesare a filmelor oferite. Reed Hastings a încercat să vândă compania Netflix celor de la Blockbuster pentru suma de $50 de milioane, dar Blockbuster a considerat că Netflix nu va avea succes și nimeni nu va dori să vadă filme prin stream, decizie care ulterior a dus și la falimentul celor de la Blockbuster. 4. Netflix afectează viața sexuală. Oamenii de știință au analizat efectele aplicației Netflix asupra vieții sexuale și au ajuns la o concluzie îngrijorătoare. Se pare că cuplurile fac sex în ziua de astăzi cu 40% mai rar decât înaintea apariției serviciului de streaming, media ajungând de la 5 partide pe săptămână la doar 3 în prezent. Declinul relațiilor intime are loc din cauza cuplurilor care preferă să urmărească serialele preferate înainte de culcare, opțiune care nu era așa de ușor accesibilă înainte. Cuplurile pe atunci preferând să caute alte activități mai interesante pentru a-și ocupa timpul. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. 5. Netflix a învins HBO-ul. Atunci când Netflix a anunțat că va produce conținut propriu, foarte mulți au fost sceptici de calitatea producțiilor acestora. Și deși a investit miliarde în producerea de filme și seriale proprii, Netflix nu se prea putea mândri cu multe premii câștigate pentru producțiile create. Asta până în 2018, atunci când Netflix a adus acasă un număr record de premii Emmy, învingând principalul competitor HBO. 6. Netflix este mai urmărit ca YouTube-ul. Compania americană are parte de 26% din traficul global de streaming, adică mai mult de o pătrime din cei care urmăresc conținut video prin stream sunt pe Netflix. Știu la ce vă gândiți, în niciun caz Netflix nu poate fi mai urmărit decât YouTube-ul, mai ales că platforma celor de la Google este gratuită. Pe de o parte aveți dreptate, YouTube-ul are mai mulți spectatori, dar având în vedere că are un conținut mai scurt, Netflix-ul este mai urmărit, mai ales că fanii preferă să facă binging cu serialele lor preferate, ocupând astfel cea mai mare cotă a traficului global de streaming. 7. Netflix oferă peste 5500 de filme și seriale. Inițial, compania oferea 1000 de titluri în librăria proprie la lansarea platformei de streaming în 2007.
De atunci Netflix a ajuns la un record de 7.285 de titluri disponibile simultan în 2010, însă în timp a preferat să se axeze pe crearea de producții proprii, reducând numărul de filme și seriale achiziționate, oferind în prezent doar 5.500 de producții în librărie. Bineînțeles, numărul poate varia în funcție de regiunea aplicației. În România, de exemplu, Netflix oferă aproximativ 4.000 de titluri, o cifră care este posibil să scadă în viitor, deoarece compania vrea să se axeze pe mai multe producții proprii. 8. Netflix a depășit 150 de milioane de abonați în 2020. Este greu să estimezi exact câți oameni urmăresc Netflix, mai ales că platforma oferă posibilitatea să împarți contul cu alți membri ai familiei sau cu prietenii. În ceea ce privește numărul de conturi active, compania se lăuda în 2013 cu un număr record de 35 de milioane de abonați. Se pare că în 2020 compania a depășit 150 de milioane de abonați, ajungând la această cifră în special cu ajutorul producțiilor proprii ca Stranger Things, House of Cards sau The Witcher, care a fost cel mai căutat serial în 2019. 9. Netflix a cheltuit 15 miliarde de dolari pe producții originale în 2019. Deși a avut încasări de peste 16 miliarde de dolari în 2018, Netflix preferă să cheltuiască mai mult decât câștigă pentru a-și asigura locul dominant pe piață. Netflix înțelege că mai multe companii se vor axa pe serviciul de streaming, Apple TV, Amazon fiind doar două din companiile cu care aceștia se luptă, iar după ce au cheltuit 12 miliarde de dolari pe conținut propriu în 2018, Netflix a investit 15 miliarde de dolari în producții proprii în 2019, lansând în fiecare săptămână conținut original pentru abonații săi. Frank Sheeran. Am spus asta bine? Da, spui bine. 10. Netflix are 900 de filme și seriale originale. Netflix va depăși în 2020 borna de 900 de filme și seriale proprii, acestea însumând peste 20.000 de ore de conținut video. Primele producții proprii au fost House of Cards și Orange is the New Black, însă în prezent compania oferă sute de alte producții apreciate ca Stranger Things, Witcher, Black Mirror, Casa del Papel, de exemplu, producții ce oferă titlul de cea mai mare platformă de streaming în războiul cu Amazon Prime, Hulu, Apple sau Disney+. Și dacă ați ajuns până aici, lăsați un coment cu serialul vostru preferat de pe Netflix. Chiar sunt curios să văd care sunt cele mai urmărite seriale de către voi. Ok, și dacă ați lăsat comentul, haideți să continuăm cu locul 11. 80% din conținutul urmărit este conținut original Netflix. Este de înțeles de ce Netflix preferă să-și lanseze propriile seriale și filme. Compania preferă să investească în propriile producții decât să cumpere alte filme și seriale, mai ales că serialele proprii pot ajuta să se diferențieze de concurență. De asemenea, Netflix a anunțat că 80% din conținutul urmărit de abonați este de fapt conținutul original Netflix, mai ales că acel conținut care nu este exclusiv Netflix poate fi găsit și pe alte platforme și nu atrage așa de mult abonații. 12. Netflix consumă 15% din banda de internet la nivel mondial. Deși în 2007 compania s-a lovit de cea mai mare provocare, faptul că foarte mulți utilizatori de internet nu aveau o viteză foarte bună, în prezent succesul serviciului se datorează internetului de mare viteză, care este mult mai accesibil și mai popular în ziua de astăzi. Odată cu îmbunătățirea internetului, Netflix a oferit și o calitate mai bună a serviciilor, abonații putând urmări acum producțiile în 4K. Astfel, în prezent, Netflix este responsabil de peste 15% din datele transferate pe internet, depășind site-uri ca Facebook sau YouTube-ul. 13. Madagascar 3 a depășit un record pe Netflix. Se pare că un abonat Netflix a urmărit Madagascar 3 de peste 352 de ori în 2017. Netflix nu a dorit să oferă mai multe informații despre acel abonat, dar oricine ar fi, se pare că îi place la nebunie Madagascar 3. 14. 1 miliard de ore urmărite pe săptămână. Netflix a anunțat că abonații urmăresc peste 1 miliard de ore de conținut în fiecare săptămână. Cifra pare uriașă, însă dacă împărțim suma la 150 de milioane de abonați, obținem puțin mai mult de 6 ore de conținut urmărit pe săptămână. Și dacă matematica mea ar fi bună, asta reprezintă mai puțin de o oră pe zi de show urmărit de fiecare abonat. Parcă nu arată așa de bine. Sincer, mă așteptam la mai mult. 15. Netflix mai are abonați pentru filmele pe DVD.
Netflix oferea la început un serviciu de închiriere a filmelor pe DVD prin poștă sau curier. Mai știți povestea cu Blockbuster care a dus la crearea ideii de Netflix? Inițial Netflix s-a axat pe un serviciu de închiriere și returnare a filmelor pe DVD prin curier, compania axându-se în timp pe serviciul de streaming a filmelor. Totuși Netflix mai are în prezent 4 milioane de abonați care preferă vechiul serviciu, fie că nu au acces la internet, fie că nu dețin un televizor smart. Și deși pare un număr destul de mic în comparație cu numărul de abonați a serviciului de streaming, Netflix a anunțat că nu va închide prea curând serviciul de închiriere a DVD-urilor oferit de companie, pentru că totuși aduce un profit consistent. Și acestea au fost cele 15 lucruri interesante despre Netflix. Sper să ne mai revedem la alte videoclipuri pe canal și dacă doriți puteți să vă abonați în butonul de lângă sau puteți să vedeți alt videoclip de pe canal. Aloha, pa, pa!